Vă salut, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să punem castraveți la murat, o să punem câteva borcanele de castraveți murați. Pentru această rețetă o să folosim următoarele ingrediente. Eu am aici avut 4 kg de castraveți pe care tocmai ce am cules. O să mai avem nevoie de oțet. Noi, așa cum am spus, folosim oțet alimentar de 9 grade. O să mai avem nevoie de flori de mărar verzi, 4 ciorchini de strugure mai micuți. Acum noi ciorchinii de strugure îi punem ca să ajute la acrit castraveță și să-i ajute să fermenteze. O să mai avem nevoie de 4 căței de usturoi, câte un grăunte de usturoi la fiecare borcan, hrean, iară foarte important. Deci hrean o să băgăm în fiecare borcan pentru că hrean ajută la conservarea castraveților. O să mai avem nevoie de chiperbobe, foi de dafi. Și un lucru iară foarte important, vă rog să rețineți, sare fără iod. Noi azi, dacă ne urmăriți, în toate rețetele noastre folosim numai sare fără iod. Hai, dar să trecem la treabă și ne apucăm de rețetă. O să punem o rețetă, o să punem castraveți în oțet, acrișori. Deci rețeta asta e o rețetă de castraveți acrișori în oțet. Oameni buni, acum o să ne apucăm și o să punem castraveți în borcane. Să mă mai spăl o dată pe mâini. Eu m-am spălat înainte pe mâini, dar mă mai spăl o dată. Acum borcanele nu trebuie să fie sterilizate, pentru că oricum o să punem apă rece, o să punem câte un ciorchin de strugure, câte un cățel de usturoi, punem în fiecare borcan câteva bobe de chiperi, vreo 10 bobe de chiperi, ia așa, pe fundul borcanului, țipăm acolo, două foi de dafin, așa cum am zis, asta e o rețetă de castraveți acrișori. Punem două foi de dafin și punem ramuri de mărar. Punem două, trei frunzulițe de mărar. Ia așa. Iar acum o să punem castravețe. Hrean. Să nu uiți și de hrean, că asta e foarte important. Asta e cel mai important lucru, hreanul. Băgăm și hrean. Îl înghesăm apa acolo. Așa, mai unul. Bun. Hreanul e foarte important. Și acum ne apucăm și băgăm castraveți. Începem cu care sunt mai mari. Și tomnim în borcan. La mine e un pic mai greu, că eu am niște matahale de mânuri mai mari și e un pic mai greu de... Dar eu îmi descurca, nu-i ure cumva. Așa tomnim peste tot, îi apăsăm bine, bine. Apoi băgăm de ăștia mai mici. Așa o să procedăm, oameni buni. Acum n-are rost să vă... Țin eu până ce o-i băga eu tăți castraveță, dar vă arăt la un borcan. Așa îmi băgăm mărunți pe deasupra. Îi împingem acolo. Vă recomand această rețetă și o să vedeți ce rețetă de castraveți buni. După ce o să-i puneți odată, o să-i puneți de fiecare dată. Înghesăm bine, opa. Înghesăm bine, bine. Așa, iar pe deasupra... La fel, punem dacă vrem, punem o rămurică de mărar, dacă nu, nu, cum vreți, fiecare cum dorește. Așa. Așa o să procedez cu toate borcanile, iar apoi o să vină și nevastă-mea și o să facem apa pentru ei, o să pregătim apa. Ăsta îl punem deoparte și așa procedăm cu fiecare borcan în parte. La fel, strugure, usturoi, hrean, două rădăcini de hrean, bobe de chiperi, foi de dafin și mărar. Acum, cine vrea, oameni buni, dar asta e opțional, numai cine dorește, dacă vreți să fie și un pic picant, puteți să puneți și un pic de, punem la fel, mărar, în fiecare usturoi, foi de dafin, puteți să puneți și o jumătate de ardei iute, cine dorește. O să vă arăt imediat. Eu o să pun un singur borcan. Opa, deja am luat pe multe foie, da. Foie, bobe de chiperi. Așa. Cine dorește, poate să tau o jumătate de ardei iute și să pune și un pic de ardei iute, dacă vreți să fie un pic mai picant. Așa. Punem hreanul. Așa cum am zis, la noi, la bărbați, e un pic mai greu, că mai ales la mine cu mânurile astea muncite, e mai greu de... Am niște mânuri mai mari și atunci e un pic mai greu. Așa procedăm.
Deci dacă vrei să aibă și o tentă de iuțală, puteți pune un vârf de ardei iute. Sau chiar un ardei iute, acum depinde cum vă place, cât de... Așa. Înghesăm bine, bine, apăsăm acolo. Vă garantez că ies niște castraveți jos cu pălăria. Încercați această rețetă. La copii mie numai așa le place, noțăt. Mie îmi place dulce acrișor să fie. Dar la nevastă mea și la copii numai rețeta asta le place. Noțăt. Amândouă sunt foarte bune. Noi avem pe canalul nostru de YouTube foarte multe rețete de murături. E tot ce vă interesează găsiți pe canalul de YouTube Sandu Gospodaru. Numai trebuie să le căutați mai în spate. Așa. Apăsăm bine, bine, acolo să intre cât de bine. După aia ne apucăm și facem apa. Pun și asta pe deasupra. Acum nu rămâne decât de pus apă pe stiei și oțet și sare. O să vă arăt imediat cum. No, bun, am terminat de pus în borcane. Acum ne apucăm de pus apa pe ei. No, oameni dragi, am terminat de pus castraveți în borcane, am pus tăți. Acum o să facem saramura. Am aici fix 2 litri de apă. La 2 litri de apă o să punem 2 linguri de sare fără iod. Deci practic o lingură de sare fără iod la 1 litru de apă. Noi avem 2 litri de apă, punem 2 linguri cu vârf de sare fără iod. Așa cum am zis, noi folosim numai sare fără iod la rețetele noastre, chiar și la varză. Să nu puneți cu iod, pentru că atunci nu o să vă stea nici varza, nici murăturile, o să vi se înmoie. Acum apa o lăsăm închis, stau, chiar dacă stau 5 minute până se dizolvă sarea, 3-4-5 minute, nu e o problemă, că nu mă grăbesc. Deci punem în apă rece, sare, o lăsăm să se dizolve bine, bine. Ia uitați că s-a dizolvat deja. După care punem peste borcane și are un lucru foarte important. Noi când punem în borcane apă, punem până, dacă vedeți, borcanele au un model. Până la modelul acesta punem apă, iar de aici în sus o să punem oțet peste ele. Deci până aici la model punem apă, o să vedeți imediat. Așa, deja sarea s-a dizolvat. Ia, cum s-a dizolvat. Și acum punem peste borcane. În fiecare borcan până la... Op, atât. Ați văzut? Exact până la... Atât punem. În fiecare... Și restul în completare punem oțet de 9 grade, oțet alimentar de 9 grade. Op! Ca să pun farfuria ca să se vadă. Așa procedăm. Op, aici m-am scăpat un tir, nu-i niciun bai. Atât. No, și acum în completare punem oțet de 9 grade. În fiecare borcan. O să mai punem noi un borcan, o să mai culegem și o să mai punem un borcan. Pentru apa care ne-a rămas. De asta îl umplem prin ras. Așa. Lăsăm închis să se așeze. Bun, mai completăm. Să fie rasă borcanile. Așa. Punem capacele. Peste ele le strângem bine, ne asigurăm că le strângem bine. Așa cum am zis, capacele obligatoriu să fie capace noi nouță. Numai că trebuie strânsă cât de bine. Așa, și ăștia sunt castraveți nouși murați, acrișori. Vă garantez că dacă o să puneți această rețetă, o să vă placă mult. Și o să vedeți că o să mulțămniți. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube să vă abonați pentru că e gratis. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!